Recolta Dânceu începe aventura în Cupa României faza regională. Sâmbătă de la ora 18, pe terenul din comuna Jiana, câștigătoarea Cupei României faza județeană Mehedinți va întâlni viitorul Arad. Arădenii au învins miercuri Magica Balta Caransebeș cu scorul de 6-1. Miercurea viitoare, Recolta va juca la Caransebeș. Anul trecut, tot Recolta Dânceu a reprezentat județul Mehedinți în faza regională a Cupei României, unde a pierdut ambele jocuri 2-4 cu Victoria Felnac din Arad și 1-2 cu CSM Lugoș din Timiș.